Foștii jucători de Liga 1 nu lasă fotbalul. Petre Marin, Cătălin Liță și Ciprian Mozacu joacă în continuare, dar la amatorii. Cei trei au terminat pe primul loc cu echipa ABC United în campionatul de fotbal Iubește Sportul, zona București. Campioana României ajunge în Champions League. Cu cea mai mare plăcere le recomand acest lucru. Este o competiție frumoasă. Echipa care va reuși să câștige campionatul național participă la Liga Campionilor. Când joci fotbal, vrei să câștigi, chiar dacă ești în curtea școlii sau prima divizie. E o ambiție, totuși. Noi sperăm să câștigăm pe România, să ajungem și acolo. Este un campionat de amator, dar organizat în stil profesionist. Fotbalul o să ne rămână toată viața în sânge și pentru noi în continuare e plăcerea de a juca și avem și acest avantaj să ducem mai departe, să vedem amatorii să aibă ce să învețe ceva de la noi. Petre Marin a abandonat profesionismul în iarnă, după 18 sezoane în Liga 1. Cu siguranță puteam face față în continuare, cel puțin să-mi fi dus la bun sfârșit cu contractul pe care aveam cu Concordia, care expira acum la sfârșitul lunii. Dar așa am hotărât în această iarnă, am gândit alături de familie că este mai bine să mă retrag și am luat această decizie.